probleme. Marea problemă a lui este că a fost înaintat de Igor Dodon. Nu contează că Dodon nu are sentință de condamnare, că Dodon nu... Stoianoglu știe cine e Dodon. Foarte bine știe cine e Dodon. Și cred că a făcut un pas greșit. Dacă tot a decis să lanseze în politică, mai ales ca un candidat neafiliat politic, cu un candidat ca un candidat justițiar care luptă pentru promovarea reformei judiciare, pentru democrație și așa mai departe, nu trebuia nici într-un caz să se asocieze cu PSRM și cu partidul lui, și cu, în special cu Igor Dodon. Putea să găsească o altă formulă pentru a capta voturile simpatizanților partidului ăsta, dar nu trebuia să apară niciodată. Este greșeală fundamentală care a făcut-o, care cred eu că îi diminuează substanțial din orice șansă de a intra în cărți în viitoarea ecuație. Este prima. A doua, asocierile lui pe zona asta nostalgico-sovietică îi plafonează capacitatea de a aduna voturi din partea dreaptă a societății. Apariția lui la memorial cu Dodon, de fapt, pentru mine însemna că Dodon a început să-l vopsească în roșu. Așa, ca pe un ou de paște, încetișor, a început să-l picteze în roșu și când se va încheia campania, va ieși exact ca și orice alt membru al Partidului Socialist, și oamenii nu vor vedea diferența. N-are nicio șansă să adune simpatia altora din zona, nu mai vorbesc de cea intelectuală, a tineretului, care nici pe departe nu se dodoniște. Și în sensul ăsta, eu cred că a pornit cu un pas greșit. Nu zic că nu ar avea, că nu ar avea potențial. El vorbește limba română, totuși este un găgăuz care a învățat limba română. El a avut funcții politice în stat. A fost vicepreședinte de parlament, viceprocuror general, adică a existat. Propulsarea lui în viața publică s-a produs ca rezultat a arestărilor și mișculațiilor care s-au făcut cu concursul procurorului general, care din nou a generat un anumit pol de simpatie pentru domnia sa și empatie pentru cei prin ce a trecut el. Dar asocierea cu Dodon șterge lucrurile astea și într-un fel îl readuce, îl pune alături de Bătrânce. Dacă te duci cu Dodon și cu Bătrânce, cam acolo care e bazinul electoral. Cam acolo el și va rămâne. Plus, chiar aș vorbi, referim la același Usate. Să nu credeți că Usate o stașă să doarmă în campania asta. El, fiind cam din același bazin electoral, eu cred că el va rupe cu dinții și se va bate pentru fiecare vot. Și energetica lui este puțin diferită decât. Trebuie să înțelegem lucrurile astea. Și de-aia ziceam că cumva startul, ideea inițială ca să candidez ca un candidat neafiliat. Chiar aș fi fost curios să vedem din punct de vedere sociologic și politic cum, câte voturi ar aduna un candidat neafiliat politic al Olin, care învață limba română. Ar fost o chestie foarte interesantă. Acum, după ce a început procesul de vopsire în roșu, ca să zic așa, eu cred că șansele lui se cam topesc. Ce țări de Usate, eu cred că este cel mai este cel mai colorat politician din Moldova, care are cele mai... are flerul ăsta de politician, are replică. Nu te plictisesc să-l urmărești pe dânsul. Și eu cred că nu ar fi corect el să fie exclus din ecuații. Da, mesajele sale sunt puțin ciudate, ce țări cu dictatura, chestiile astea, pentru mine, deoarece eu nu votez așa ceva. Dar oamenii sunt diferiți. Mm-hmm. Și în sensul ăsta, eu cred că el ar putea să furnizeze, nu zic că ar putea să câștige sau să piardă, dar ar putea furniza o surpriză în această campanie